Eu voi prezenta o experiență, experiența mea. Știu fiind experiența povestită, împărtășită, partajată, experiența asumată pe urmă și preluată poate deveni un model de bună practică. Am așezat această scurtă prezentare sub acest titlu, Relațiile sunt inima învățării și în școala de acasă, școala online. În 13 martie am avut această postare în care am exprimat experientarea platformei Zoom AS. M-am conectat cu elevii de clasa 8-a, s-au conectat destul de puțin. A fost ceea ce au făcut și alți colegi. În decurs de două zile a fost această provocare de a nu pierde legătura cu copiii, de a-i ține aproape de noi. În decurs de două zile mi-am dat seama că este vorba mult și de organizare. Copiii erau singuri, părinții erau la serviciu, mulți mă întrebau pe privat, erau destul de dezorientați. Am simțit că au nevoie de un pic de îndrumare și am ajuns la ideea că e bine să își facă un program. Și am zis, haideți, faceți-vă un program. În acel program să aveți și activități offline. Pe lângă acest program, am început a lucra la un orar cu profesorii care au dorit să intre în legătură cu elevii și la fișe cu activități pentru mai multe zile. Am ajuns la ideea, la care au ajuns și alți colegi în online, că e nevoie de echilibru. Ceea ce se vede aici, se vede un program pe care și-l făcuse o fetiță, o elevă de clasa 6-a. După ce am vorbit cu ea, am zis, poate n-ar fi rău să incluzi și sportul în programul tău. În 24 martie, atunci am mutat non-formalul în online, colaboram de ani de zile cu Melania, bibliotecar formator la Centrul de Excelență pentru Copii din Brașov și la inițiativa Melaniei am avut această întâlnire pe care pe urmă am repetat-o la încă o clasă. Am făcut o oră de literatură cu o activitate practică. Copiii știau că trebuie să aibă pregătită foarfecă, să aibă lipici, să aibă culori, pentru a putea face pe urmă chiar un copac. A citit copacul poveștilor, eu am lucrat pe sinonime, care e cuvântul cheie, am ajuns la un cuvânt cheie foarte frumos, cuvântul farmec. Am postat imediat după ce am făcut activitatea cu Melania și vă va povesti chiar ea mai departe cum au venit pe urmă solicitările, cât de multe întâlniri a avut cu alți profesori, nu numai din Brașov, ci din întreaga țară. După această întâlnire, am realizat că pot să aduc în sala mea de clasă virtuală, pot aduce invitați extraordinari, oameni deosebiți, de departe, nu neapărat din Brașov. Ceea ce vedeți au fost atelierele pe care le-am făcut pentru elevi, de bandă desenată, de dezvoltare personală, am făcut proiect educativ, am făcut cu scriitoarea Ana Maria Borlan II, mișcare creativă chiar cu Ana Maria Guguian. Copiii au dansat, au asociat unui cuvânt, au asociat emoții, au asociat sentimente, pe urmă au încercat să încadreze în mediul în care trăiau și să exprime ceea ce simțeau. Am avut și întâlnire cu Olimpia Meșa despre cum învață oamenii. În luna aprilie, cred aprilie-mai, mi-am împlinit visul de a crea un site, l-am numit Pe aripile fanteziei, școală și creație. Mi-a prins foarte bine ceea ce s-a lucrat despre licențe creative, pentru că așa este, avem nevoie să împărtășim cu alții, dar e important să știm și despre autor, să precizăm sursa. Și aș vrea să vă mai arăt o lucrare pe care am făcut-o împreună cu copiii. Am început a folosi și Padlet-ul foloseam. A fost lucrarea de vacanță pe care am denumit-o Ne opunem urâtului și ne întărim legăturile. COVID-19 și lumea culorilor, jurnale de vacanță și cărți. Și aici copiii au postat, a fost un spațiu comun în care au postat ceea ce au lucrat. Și mi-au spus că așa s-au simțit mai aproape unii de alții. Era o întrebare. Îi întrebam, cum sunteți azi? Cum vă simțiți? Și la un moment dat am început a primi și eu întrebarea. Dar dumneavoastră, noi suntem bine. Dar dumneavoastră, cum sunteți?
După vreo 3 săptămâni i-am întrebat cum sunteți, vă sunt de folos întâlnirile noastre, nu vă sunt. Și uitați-vă, aveți în stânga un răspuns. La punctul 2, vedeți, mă simt tristă pentru că totul s-a dat peste cap, nu ne mai putem întâlni cu cei dragi. În dreapta, eu mă simt bine și cred că mă ajută mai mult decât dacă aș fi nevoie să învăț de unul singur. La final, îmi transmit că aud vorbele dulci pe care eu le trimit către ei și că le prinde bine să fim împreună, să interacționăm. Ghidul UNESCO, ce înseamnă pentru noi? Înseamnă un prilej extraordinar de a împărtăși experiențe, de a da viață unor lecții sau unor experiențe singulare și de a fi incluși în ceva mai mare. Eu singură pot destul de puțin. Dacă suntem doi, putem un pic mai mult, dar împreună putem foarte mult. Vă mulțumesc mult!